ISEC România, filiala Craiova, organizează în această vară a doua ediție a proiectului internațional de educație non-formală ce se adresează copiilor din centrele de plasament denumit Experience Around the World. Este un proiect care se va derula în perioada 1 iulie 15 august. Este un proiect rezervat copiilor din centrele de plasament. 60 de copii vor participa în ediția de vară, deja începută. 4 studenți internaționali, o fată din Brazilia, o fată din Hong Kong, o fată din Grecia și un băiat din Georgia, au venit să le predea copiilor niște sesiuni de pregătire personală și dezvoltare prin diferite activități interactive. 4 tineri ce provin din afara granițelor susțin sesiuni de pregătire și dezvoltare pentru 60 de copii din centrele de plasament din Craiova. Mentorii copiilor sunt studenți originari din Brazilia, Hong Kong, Georgia și Grecia. Motivul pentru care am ales să lucrez în acest proiect este pentru că organizatorii încearcă să facă ceva util pentru societate. Vor să asigure educație pentru copii, vor să-i învețe cum să își găsească locul în societate, să aibă o profesie și să se dezvolte pe ei înșiși. De asemenea, mă aștept ca din interacțiunea cu copiii să învăț multe lucruri. Eu studiez ceva total diferit de domeniul educativ, însă simplul fapt de a fi cu ei mă face să învăț foarte multe. Întreaga durată a proiectului este de 6 săptămâni între 1 iulie și 15 august, timp în care de 3 ori pe săptămână copiii participanți vor asimila informații noi despre 4 culturi diferite, vor învăța limba engleză, își vor dezvolta abilități precum lucrul în echipă, vorbitul în public, comunicare, creativitate, responsabilitate și multiculturalitate.